Alma Domnului Glas. Păi suntem deja aici, în centru cultural, aici este venisajul. Tu știi unde e, nu? A, cafe. Cafe. Înțeleg bun, mă dai și cafe. Asta de la mine, nu? Ați vorbit? Da. Știe unde se vine? E la matorie, la cafe de observator. A, înțeleg. Da, și se vine poate cum acoperi. Și de activitate susținută.
Din cauza acelui. Și mi se întâmplă foarte des și fac invitații pentru artiști plastici care vin în fiecare dată la pictorii și sculptori. Și sunt oameni care sunt recomandați, nu cunosc pe toți, sunt oameni care sunt recomandați și mai întâi primit invitația și le spun dacă vor să participe la mâine și la nu știu ce. Toată lumea întreba la mâine și acolo, da, dar nu știu ce. Deci lumea știe, lumea, cum se cheamă, a lipit sintagma asta de data city de mâine, știe? Ceea ce e foarte important. Iar pentru mine, prezența lui Ingoi este ca un prezent de realitate așa. Absolut nemaipomenită prezența ta aici, așa că știi, știi deja. Și aici avem cei, sunt cei șase pictori, cei care au acceptat să vină anul ăsta în tabără. Iar lucrarea în viață, care e prima lucrare în care ai nevoie pentru lucrare, el ne-a spus, de exemplu, că avea o piatră cam de dimensiuni de astea. Și noi am ales mai multe pietre, după care când a venit el ne-am dus pur și simplu și el a zis că vreau casă. Asta. Am ridicat-o, m-a dus în tabără, s-a apucat să lucrez la ea. Victorilor, graficienilor, le dăm ce ne spun. Deci sunt oameni care vor seturi de acrilic, sunt oameni care vor seturi de ulei, sunt oameni care vor seturi de tot felul de chestii, duș și tot felul de alte chestii. Și a lucrat cu, cum se cheamă, cu gravuri. A avut presa, a dus, a venit o mașină, ne-a speriat. Dar am niște lucruri foarte faine. Cu o chestie pe genul ăsta se întâmplă aia. Adrian Sani, la totul. Da. Și cum se cheamă? Graficieni. Sărătuite, bună ziua, mulțumim mult că vă aflați astăzi alături de noi. Este a șaptea ediție a Taberei de Pictură și Sculptură Artiști Plastici în Măinești. E o ediție cumva specială, ca să spun așa, pentru că cu doar o zi înainte, doi dintre artiștii plastici măineșteni au primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Măinești. E un lucru foarte important, așa că haideți să aplaudăm încă o dată pe... autorul celebrului monument data care e emblematic pentru Măinești. Mulțumim foarte mult! O să invit și pe artiști lângă noi aici, Magu Lucian. Haideți, că... din păcate nu am putut să rămână toți. Deci anul ăsta a participat la, la această ediție Sergiu Georgian Mazevski, Băcăoan, dar care este de ceva vreme doctorant și mutat în Cluj. Lucian Mihalache, îl vedeți aici lângă noi, Igor Mihalache. Dumitru Macovei, de asemenea, alături de noi. Oana Maria Văsăi, trebuie să apară, cred că, îndată. Domnul profesor Liviu Suhar, de la Iași, din păcate a trebuit să plece mai devreme din tabără, ne transmite salutul său. Iulian Cristea, mulțumim foarte mult, Iulian, că este aici. Și ce e foarte important este că vernisăm astăzi expoziția și imediat după ce finalizăm aici și o să terminăm cu speech-urile și cu toate, lucrarea lui Iulian, am pus aseară o scurtă poveste despre cum arăta pietroiul la origine. O să mergem în fața municipalității să dezvălim și lucrarea lui Iulian, care este o lucrare în piatră, prima sculptură în piatră de la Măinești, da? Mulțumim foarte mult că ați venit, domnul primar. Eu vă salut pe toți. Vă bucur că suntem astăzi din nou împreună în cea de-a treia zi. Dați-mi voie să salut în mod special cetățenii de onoare, pe artiștii care sunt astăzi prezenți, nu în ultimul rând, dumneavoastră, domnul director al Sanei de la ADR Nord, a ales să fie astăzi la Măinești. Este cea de-a treia zi a manifestărilor culturale. După ce zic eu că aici la Măinești a fost centrul religios al Moldovei, deoarece doi ierarhi înalți ai Moldovei au fost prezenți aici, în alt preasfinția sa Ioachim Băcăoanu și astăzi în alt preasfinția sa Petru Gherghel, a sosit în Moinești icoana făcătoare de minuni de la Nicula, o icoană de o valoare neprețuită la nivel național. Ieri am sfințit un monument dedicat centenarului Marii Mumiri, un monument ce va dărni peste vreme aici
și sper ca peste 100 de ani să sărbătorească lângă acest eveniment, așa cum și noi am făcut ieri, prin cinstirea celor care au favorit marele stat român, România Mare, Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza și regele Ferdinand. Astăzi încheiem cea de-a 7-a ediție a taberei de pictură și sculptură. Datorită artiștilor plastici prezenți aici la Moinești, din nou vor rămâne câteva lucrări pe pereții acestui centru cultural. De asemenea, un monument, o piatră sculptată de artistul plastic prezent la această tabără. Când mi-a propus să căutăm un bolovan atât de mare, nu știam în ce direcție să o iau. L-am rugat pe domnul de la Stălin Moldova, știind că ce piatră se găsește acolo. Dar n-am mai fost nevoie să mergem acolo, dar am găsit-o aici în munții noștri. Am adus-o la zona unde dumnealor au ales să desfășoare activitatea, în Parcul Pii. Și o să vedeți ce minunăție aici va rămâne în Parcul Central, alături de celelalte monumente și de monumentul inaugurat ieri. Să mulțumesc în mod special, am spus și eu, domnul Ingo Glască, iată de câteva zile a poposit la Moinești aici, unde în urmă cu 22 de ani, în 1996, a realizat acest monument care este brandul orașului nostru. De multe ori se numește Dada City, orașul Moinești, municipiul Moinești. Să mulțumesc domnului Marcovei și domnului Văsâi, care sunt artiștii plastici ai locului, care participă la această tabără, doamnei Lupașcu și domnișoarei Văsâi. Dar vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi prezenți aici și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la aceste manifestări. Vă așteptăm ori de câte ori vreți să veniți la Moinești. Avem cu acesta la dispoziție. Vrem să ne promovăm municipiul și același slogan care l-am folosit și ieri, pentru că este an centenar, trăiască România, la mulți ani Moinești. Între timp, dați-mi voie să salut și pe domnul ministru, vă rog, și vă salut și mă bucur că ieți alături de noi. Nu este străin, pentru că dumneavoastră a inițiat acum 11 ani din aceste manifestări. Eu le duc mai departe și am venit și cu altele noi. Vă rog, domnul ministru. Doar atât. Sunt încântat și bucuros că aceste lucruri pe care le-am pornit împreună cu Viorel, cu domnul primar astăzi și ceilalți din echipa primăriei municipiului Moinești și nu numai, cu artiștii plastici din Moinești, continuă să dea Dumnezeu și să avem putere și financiară și dorință să continuăm aceste activități, pentru că avem nevoie de ele pentru a ne hrăni sufletul și a da municipiului Moinești, așa cum spuneam și ieri, un loc pe harta culturală a României și nu numai, pe harta internațională a culturii. Mulțumesc, felicitări! Vă mulțumesc și vă mulțumesc. Vă aici expuse, domnul Marcovei. Mulțumesc pentru faptul că sunteți totdeauna alături de noi. În primul rând, colectivul care te sunt la sentimentul colegilor mei. Faptul că primăria se implică în fiecare an și destul de consistent cu materiale lor, cu toate efortul pentru a susține tabăra de acestea, nu e și asta să știți că se întâmplă puține orașe din țară și de asta mulțumesc încă o dată pentru efortul care îți faceți și reușiți să duceți la bun sfârșit. De asemenea, mulțumesc colegilor care au răspuns la procedurile de invitație. Eu, în mod special, l-am invitat pe domnul Liviu Suhar, care a fost foarte așa cu toată inima. Faptul că eu sunt prima primul să fete, sunt un mea și... Dar a fost foarte plăcut, a fost foarte primit cu... bine primit cu de întreaga comunitatea a fost dorința musului de a reveni. Mulțumesc pentru... Vă mulțumim și noi. Dacă nimeni nu vreau să vă și eu nu mă inește am dat una cu pașul, vă rog, haideți. Alături de domnul. Pentru tot și anul acesta am fost invitată în tabăra.
fost gazdă, da? Mă simt invitată de fiecare dată, așa, nouă multă. Artiștii noi mă hrănesc tot timpul cu privirea lor, cu uimirea lor. De fiecare dată sunt oripilați de frumusețea Măieștiului. Îmi face mare plăcere să invit și să vadă locurile cu care ne umplim din orașul nostru. Eu am întotdeauna o temă pe care, nu știu, când am să o termin vreodată, cea sinesteziei. Pot să spun și de data aceasta că s-a cântat frumos, cu pictură, se vede pe simezele galeriei. Sunt foarte mulțumită de ce a ieșit și anul acesta, la ce se întâmplă de mine, de ce invitați. Da, și ce să zic, ne-am adunat în număr mare aici astăzi și mă bucur că ați făcut un efort și ați venit. E și duminică, da? Deci zilele Măieștiului poate să continuă petrecerea pe stadion. Sperăm și la anul să întâmple la fel și să nu se termine aici niciodată, da? Mă bucur. Da, doar atât vreau să spun că pentru artic vorbesc mai mult în cărne și cred că ar trebui să lăsăm în cărne să vorbească. Că de fiecare dată întâlnirile cu colegi constituie o bucurie și un schimb de experiență, pentru că întotdeauna avem ce învăța unii de la alții. Că aș vrea să adaug că întotdeauna în istorie acest schimb al tabelor de creație a fost un prilej de reînnoire spirituală de la tradiția tabelor din sudul Franței cu Gauguin și Van Gogh și până la, eu știu, tabele de creație care se făceau în sudul României, în zona Mangaliei și a Magicului. Și întotdeauna artiștii, prin colaborare, au putut să renască și să se reînnoiască din punct de vedere al expresiei plastice. Și cred că asta se întâmplă de fiecare dată când UAP-ul și nu numai UAP-ul și taberele private reușesc să organizeze ateliere de creație. Mulțumim organizatorilor, primul pentru acest prilej minunat și dumneavoastră că v-ați făcut în timpul dumneavoastră să fiți aici. Ne mulțumim artiști, pictorilor, dar sculptorul pentru că păstrează discursul pentru acolo, la dezvedere, da? Bine, atunci. Să trecem să oferim și câte o diplomă participanților, o diplomă de participare. În perioada 27 august-9 septembrie 2018 s-a desfășurat în municipiul Măinești cea de-a 7-a ediție a taberei anuale de pictură și sculptură Artiști Plastici în Măinești. Vă mulțumim pentru timpul petrecut aici, pentru creațiile dăruite. Acestea vor rămâne în patrimoniu ca o mărturie peste ani și vor fi dovada că administrația municipiului Măinești promovează valorile, stimulează competiția, construiește viitorul. Artiștii plastice premiați sunt domnul Liviu Suhar, nu este și o să-i dau loc pe el, pictor Ion Mihalache din Bacău. Pictor Sergiu Georgian Mazeschi din Cluj. Pictor Elena Lupașcu Măinești. Pictor Oana Maria Văsâi din Măinești. Pictor Dumitru Macovei din Măinești. Sculptorul Iulian Cristea din Chișinău. Sunt artiști din tabăra din anul acesta. Vă spuneam că aceste lucrări vor rămâne în patrimoniul municipiului Măinești. Vă mulțumesc pentru acest lucru și aștept și la edițiile viitoare. Vreau să subliniez doar un singur lucru. Să știți că toate diplomele sunt identice, cu toate numele pe ele, pentru că vrem ca peste 5 ani de zile artiștii să știe, să-și reamintească cu cine anume au fost în tabără la Măinești, care au fost colegilor și mărturie vor rămâne cu siguranță și fotografiile și filmulețele care s-au făcut aici.
Declarăm deschisă această expoziție. Să vedem ce s-a făcut. Da. Domnul primar, mai are și o surpriză la sala finală. Un moment, pentru că astăzi vă spuneam că este a treia zi de sărbătoare pentru municipiul Moinești. Am primit surprins plăcut un telefon vineri când domnul director Asandi, ceasul era vreo 9:30-10 seara, m-a sunat, domnul director Asandi e prezent aici, director ADR Nord-Est, cel care, cu care semnăm contractele de finanțare cu bani de la Uniunea Europeană și mi-a spus că a mai venit unul din contractele, din contractele trimise la București pentru proiectele pe care le-am depus și anume anveloparea clădirii de la Direcția de Asistență Socială, acel bloc din fața Bisericii Sfântul Gheorghe pe care l-am achiziționat acum câțiva ani când primar era domnul Ilie, l-am luat în patrimoniu, am întocmit un proiect, valoarea lui este de aproximativ 2 milioane de euro, astăzi vom semna contractul de finanțare. Alături pe această axă mai sunt două proiecte, unul deja l-am semnat și sunt în desfășurare procedurile de achiziții, anveloparea Școlii Generale numărul 2, salut pe doamna directoare, este aici, Școala George Enescu. Urmează Liceul Cobălcescu și acolo 2 milioane de euro și iată astăzi acest centru social. Vă mulțumesc, domnul director. O să semnăm contractul aici de față cu dumneavoastră, după care să vizualizăm lucrările artiștilor clasici care au participat la această tabă. Și nu uitați că la urmă o să mergem împreună să dezvelim lucrarea lui Iulian Tristea care e în fața primării. Da? Atât pentru proiectele cu finanțare europeană, dar mai ales pentru calitatea vieții și pentru activitățile în spirit și nouă cetățenilor din Moinești. Îmi doresc ca Moineștiul să fie alături de noi în continuare și în alte proiecte. Vă doresc foarte mult succes! Mulțumesc! Da, să trecem la partea.